Așadar, sindicaliștii STB au renunțat la proteste și se întorc astăzi la serviciu după 5 zile. Colega mea, Alexandra Bucuroiu, are mai multe detalii. Bună dimineața, Alexandra, te ascultăm! Bună dimineața tuturor! Da, într-adevăr, s-a renunțat la grevă în această dimineață, iar șoferii se vor întoarce la muncă, astfel că vor onora toate cursele programate. Am văzut foarte multe autobuze și tramvaie care au ieșit deja pe traseu încă de la ora 5 dimineața. S-a discutat la nivelul fiecărui depou și autobază și iată că în cele din urmă s-a ajuns la un consens, iar bucureștenii pot merge în această dimineață cu mijlocul de transport în comun la serviciu. Decizia de suspendare a grevei vine după ce aseară a avut loc o ședință la Primăria Capitalei între sindicaliști și membrii Consiliului de Administrație, care au decis în cele din urmă să analizeze și doleanțele salariaților în perioada următoare. Iar astăzi sindicaliștii vor avea o întâlnire la Palatul Parlamentului cu o delegație parlamentară care să analizeze și problemele la nivelul STB. Iuliana. Mulțumesc, Alexandra, pentru vești. Vești bune, de altfel.